Deci, avem nevoie de goana care se strânge după ce termină montajul, fire. Acesta este principala componentă activă BT 136 triac. Acesta este o rezistență, diafu, fotorezistența, și un bilet, să spunem, un bilețel care să arate cum se conectează firele. Îi tăiem aceste terminale. Sudăm. Punem diacul. Tăiem fotorezistența. O sugăm. Conduim în felul următor. Aici și treacul aici. Și dăm un punct de fulgor aici. Tăiem de aici. Aici, acum prindem rezistența. O tăiem de aici. O sugăm. Și o facem în felul următor. Tăiem de aici. Așa. Fulgor. Așa. Dau și aici un pic. Așa. Și sugăz acest fir aici. Deci am sudat firul comun. Acum întorc. Întorc montajul. Pun un pic de fulgor aici. Și pun cele două fire. Primul fir pun un pic de fulgor. Și îl sublez aici. Dau și la ultimul fir un pic de fulgor. Așa. Și sudez aici. În felul acesta. În felul acesta l-am preparat acest bilețel pentru a vedea cum se introduce. Introducem și circuitul. Înăuntru.
și e prontă per scaldare. Pizza care caldă. Sigilăm cu pensetă. Care adesea este tratat, deci firul comun. Acesta vine la bec, la lampă, și acesta este firul colegat la cealaltă parte. Acest modul rezultat va măsura capsula aproximativ 3 cm jumate, 3 cm 5 jumate, iar firele va fi aproximativ 7-8 cm. Cam așa. Eu când voi trimite acest de la voi trimite pe eBay, l-o voi lipi de această foaie, care are aproximativ 10 cm. Îl voi lipi, deci acesta aveți schema cum se montează. Deci aveți schema și aici, cum se montează, dar vă voi trimite și o foaie ca să fiți sigur. Deci eu îl voi lipi aici, un pic de scotch, în felul următor. Așa. Vă voi mai pune un plic și o carte de vizită cu telefonul meu, adresele de e-mail, aveți aici, puteți face un scan cu un aparat cu camera pentru a intra direct în site-ul meu și un bilețel care vă invită să-mi lăsați un feedback când sunteți, dacă sunteți mulțumiți sau eventual să mă contactați când ceva nu funcționează bine. Care o voi trimite, voi introduce crepuscularul. Deci acesta, crepuscularul, voi introduce în momentul, plus cele două bilețele. Și îl voi închide. Deci am făcut acest circuit pentru a testa modulele. Deci înainte de a le trimite, eu le testez cu acest circuit. Deci când acopăr aici, îi trebuie să lumineze în felul următor. Deci testez toate. Cu mare atenție să nu ating părțile metalice.
deci acopăr, îi trebuie să funcționeze. Cum se montează? Eu am făcut aici, am un cablu care, dacă îl introduc la curent, și am să vă arăt cum se montează în felul acesta. Deci, tăiem un fir așa, îl dezizolăm așa, doi la fir, îl dezizolăm așa, și al treilea fir încercăm să nu-l tăiem, doar să-i rupem un pic izolația în firul următor. Așa. Acum prindem un crepuscular, luăm un crepuscular și scrivem comun. Deci partea comună. Partea comună o legăm aici. Izolant cu nastru izolante, cu bandă de izolare, tăiem o bucățică de bandă de izolare. Al doilea fir, care scrie lampă și la acest modul este în mijloc, deci îl legăm cu firul care pleacă la lampă, izolăm și acest fir. Și al treilea fir care a rămas îl legăm la, cu ăsta că scrie faze. Normal ar trebui pe acest fir să vină faza și de la lampadină să fie faza, că se întrerupe faza. Deci acesta l-am legat, se scoate în priză. Lucrați mereu fără curent. Deci, în felul acesta, le putem lega, să spunem așa, în felul următor, punem două pereseri un pic estetic, deci, punem un pic de bandă izolare. Așa. Și putem pune și aici o bandă de izolare. Nu faceți economie cu bandă de izolare. Izolați bine. Așa. Bineînțeles că voi puteți tăia firele mai scurte, le faceți cum vreți. Eu am făcut numai pentru a demonstra cum funcționează. Deci nu uitați, izolați bine, pentru a nu avea probleme. Deci acum este gata să facem o probă. Eu am să pun curent acum. Și să vedem dacă funcționează. Deci vedeți, lui funcționează. În momentul când întunerul cade și am să las jaluzele. Numai că, vedeți, dacă lumina care vine de la
lampadină, de la lampă, ajunge la crepuscular, iar o să facă în felul următor. Deci, el trebuie să fie, lumina să nu ajungă la lampadină. Deci, să faceți într-un moment, să spunem așa, să nu ajungă. Deci, asta este tot.